Angajații complexului energetic Oltenia ies din nou în stradă. Protestatarii solicită în integralitate aplicarea legii 197/2021. Protestul nostru este pentru aplicarea în totalitate a legii 197. Softul nu are nicio legătură cu treaba noastră. Protestul nostru este pentru a se respecta legea în ceea ce ne privește. Chiar așteptăm să ne întâlnim la comisie pentru Comisia de Dialog Social pentru aprobarea cererii noastre. Noi, protestatarii, din cei care au rămas și am protestat în continuare și eu vă spun aici că ar trebui să fie toți cei 11.000 de salariați sau cât am mai rămas în compania asta, toți ar trebui să se alăture acestui protest al nostru, pentru că acest protest nu face altceva decât să ceară să readucem normalitatea în această companie. Liderul de sindicat Manu Tomescu a mai precizat că liderii politici ar trebui să facă front comun pentru aplicarea acestei legi care ar aduce beneficii întregului județ.